în aplauzele dumneavoastră, vine aici pe scenă sufletul acestui grandios eveniment și a tuturor celor care se întâmplă aici pe plan local, domnul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur! Bună ziua și Hristos a înviat! Doar atât vreau să vă spun, chiar dacă vremea nu e așa cum a fost anul trecut, văd că oamenii sunt curajoși, au venit la Hora Bucovinei. Bun venit, dragi oaspeți, dragi artiști! Mulțumesc foarte mult formațiilor artistice care și astăzi sunt prezente aici la Hora Bucovinei. Mulțumesc crescătorilor de animale că sunt prezenți astăzi aici. Probabil că dimineață ploaia și vremea mai rece i-a speriat pe unii. Nu ne rămâne decât să cântăm și să dansăm ca să împrăștiem norii să fie vreme bună. Și pentru că în acest an inițiativa doresc să o continue cei pe care i-am ajutat la un moment dat. Mă refer la Asociația Produs în Bucovina, Asociația Crescătorilor de Animale din Bucovina. Vreau să le mulțumesc public pentru că de data aceasta acest eveniment este finanțat de domniile lor. Nu este finanțat din bani publici, ci de asociațiile private, ceea ce înseamnă un pas spre ceea ce urmăream noi de mult. Mulțumesc domnului Scheul, președintele Asociației Produs în Bucovina. Mulțumesc celor de la crescătorii de animale. Mulțumesc primăriilor. Vedeți aici Frasin, Vama, mai mulți crescători de animale care s-au strâns pe lângă niște stâni. Vreau să vă doresc petrecere frumoasă, distrați-vă pentru că așa li se șede bine bucovinenilor și gospodarilor.